Declarații la Bragadiru. Apreciem că fumul degajat nu a pus în pericol populația, însă era foarte important ca populația să cunoască acest eveniment, să sprijine echipele de intervenție ale ISU prin facilitarea deplasării. În acest sens, apreciem faptul că și colegii noștri de la poliție au făcut eforturi deosebite pentru ca autospeciale noastre, după cum vedeți, să înainteze către localitate de unde să preia apă pentru stingerea incendiului. Revenind la modul de manifestare, așa cum ați văzut, o manifestare foarte intensă, ardere generalizată la cele două hale, cu posibilități foarte ridicate de extindere chiar și în acest moment. Intervenția este condusă de inspectorul șef, iar la fața locului acționează 29 de autospeciale de stingere. Totodată, la fața locului se află și prefectul județului Ilfov pentru coordonarea activităților care exced competențe ISU. Deocamdată se știe de la ce a fost incendiul? Nu sunt informații concrete cu privire la locul de izbucnire a incendiului, însă din ceea ce s-a transmis încă de la bun început, a fi vorba de incendiu de vegetație care ulterior s-a dezvoltat și propagat către aceste hale într-un mod foarte rapid. Este și normal, sunt temperaturi ridicate și stare de uscăciune avansată. Acesta pare a fi în acest moment contextul, însă vor fi analizate toate probele, inclusiv imagini de pe camere de supraveghere, dacă există. A existat în vreun moment pericol de explozie? Au fost materiale explozive de acolo? Da. Din relatările colegilor care au intrat în faza incipientă în hală, existau recipiente sub presiune, ușor inflamabile, chiar și explozive. În contextul acesta, al riscului foarte ridicat, comandantul intervenției a dispus ca toți pompierii să iasă și să acționeze din exterior, atât de la nivelul solului, cât și de la înălțime, folosind autoscările. După cum se poate observa, pereții și chiar acoperișul halelor este parțial prăbușit în acest moment și este un pericol mult prea mare. A fost o intervenție cu totul complexă și, după cum ați văzut, un număr foarte mare de resurse. O parte dintre ele care au acționat pentru stingere, pentru protejarea vecinătății, dar și pentru alimentarea succesivă cu apă. Vedeți, pe șoseaua de centură, autospeciale vin din toate direcțiile, de unde găsesc sursele de alimentare cu apă cele mai apropiate. Bun, mulțumim. La ce oră ați izbucnit? Ați primit apelul? Anunțul a fost... Incendiul devastator din Bragadiru, doamnelor și domnilor, 29 de mașini de pompieri și autospeciale au fost trimise la fața locului pentru a încerca limitarea extinderii și apoi controlul și stingerea incendiului.